Zeci de firme din Dolj și-au extins schema de personal în 2013. Numărul salariaților înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă a crescut cu peste 3200 din septembrie anul trecut. Firmele care au făcut angajări sunt din Craiova, Băilești sau Segarcea. Ponderea cea mai mare o găsim la societățile între 50 cu număr de salariați între 50 și 100 de salariați, unde deja vorbim de între 10 și 20 de noi salariați, dar totodată o găsim și la societăți mari, unde vorbim de sute de salariați, iar acolo am întâlnit 3-400 de noi salariați, mergând de la 50 la 4-500, chiar 600 de salariați. Avem și două societăți care au angajat 600 de salariați, în plus față de anul trecut. Angajatorii spun că au avut nevoie să mărească numărul de personal pentru că și afacerea lor a mers bine. Unii se plâng chiar că ar mai fi făcut angajări, însă nu au găsit suficiente persoane disponibile. De la începutul anului și până acum am angajat 8 muncitori. Pentru că au crescut comenzile pe care le-am primit. E adevărat, din păcate, doar comenzile pe care le-am primit din exterior au crescut. Cele din țară, nu. Dimpotrivă, pot spune că sunt un pic în declin. Noi am avut întotdeauna avut un comenz, dar în ce în ce mai mult pleacă lumea din străinătate și sau din alte meseriile, așa, și se găsește foarte greu forță de muncă. Numărul persoanelor înregistrate la ITM Dolj în septembrie anul acesta depășea 130.000. 85% din totalul firmelor care au făcut angajări se află în Craiova.